suntem. Da, da, da. Aia nu mi-e un try hard. Ma... Deci da? Pe Sami efectiv am. Gura, 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 gura. Bun, la ăsta. Random numesc ei try hard. Oh, săraci. Oh, poor Summer Childs, nu știu streamurile de pe Twitch de mai înainte, de acum câteva săptămâni când ne jucam cu toți streamuri, acolo îți vezi transpirație. Când vine Chimmy Lidia și se uită băieții mei și numără secundele pe task, deja nu mai are rost să stai să discuți, adică, what do you mean, try hard. Sărace, sunt așa de simpatici când nu știu. Who is Madeline? Hai, fă-mi felul dacă tot îl faci. Sweet Summer Childs. Acolo când se... Ce zice? Când se folosește metagaming, da, băieți, mi-ai spus. Aici ce drept aici băieți folosesc de metagaming, în sensul că... A, că tu nu faci așa de obicei, a, că tu faci așa de obicei, a, că nu știu care de obicei, știi, sau ceva genul ăsta. Ai toată schema. Hai, caz, da, unde, bă, e da, toată lume, unde e toată lumea în secunda asta? Peste tot, na, nici au trecut. Deci... Ai dat buton, bro. Păi da. Ai dat emergency, ok. Puteai să nu dai, sincer, că... Păi așa, Dani, ai zis că l-ai văzut pe Rodby? Da, da, zic atât, l-a văzut chiar așa. De fapt, stai. Da, nu știu unde a fost făcute kill-uri, dar bănuiesc că cu siguranță în stânga nu. În stânga eram eu cu Sami... Și da, cu exact, mine și Mădălin. Mine, cu mine. Okay, deci eu eram singur, efectiv. Nu, bă, Rodby, la momentan, nu știu, probabil era în chestia aia. Eu eram la lavă, știi, fix acolo cu temperatura. Da, eu am fost acolo la carduri. Okay. Deci eu cu Bob și cu Madeline, am făcut prima oară. Da, da, eu Madeline am făcut aceea cu... Cu ce? Cu acele canistre, din alea, două canistre până așa. Acum eram la weapon jos, veneam după soată, fac, dar misiunea acolo la meteorite. Bă, Madeline putea să-mi facă felul, dar de a veni de acolo, așa că n-a fost și aia a fost. Dar au fost două kill-uri, nu? Adică... Da, deci probabil că au fost făcute dreapta. Bun, deci practic în stânga nu s-a făcut niciun kill, adică noi patru cu siguranță este safe. Ok, am să zic o singură chestie. Posibil să fi dat butonul doar ca să-și ascundă urmele, că probabil a făcut kill-uri. Nu, așa zic, Bobo, faci kill-uri, apoi apeși buton și întrebi ce faci tu. Rigna pozijoată pe buton. Nu vreau să fiu rău, dar nu cred că s-ar fi gândit Rodbila asta. Ba da, cred că a studiat. A studiat, a dat direct diploma și licența în impostoreală. Hai că știu. Bă, nu știu. Ce tascuri ați mai făcut așa în mare, în afară deci, de... Vezi să zic deci eu? Deci eu m-am dus direct care acolo deci, și am făcut task. Dani, care a fost primul tău task? Ai făcut cheia? Nu, n-am făcut cheia. Am plecat direct. De data asta, asta. Am plecat direct, dude. A încercat Bogdanel să-l prindă. A încercat, dacă e. A făcut cineva cheia? Da, eu am făcut, a fost mișto, era prima aia de sus. Bobo, e clar. Eu am făcut-o, man. Am făcut și naveta, am făcut și benzina, am făcut și cardurile. Eu am terminat deja quest-urile. Am făcut. Mamă, bravo, nu știu, bravo, zic, nu știu, eu dau skip, nu avem de... Adică să dau butonul, sincer, nu știu unde. Oricum, un lucru știi cu Sami, cu Bob și cu SWATF și cu mine, eram destul de safe pe stânga acolo. Da, okay. Ok, Pink sau Rugby. Dacă moare Rugby, acea nu e Rugby și rămâne Dani cu Pink. Aaa, bună, Libby. Bine, mă, bine, mă. Nu, l-a votat Pink, n-a avut dopa. Eu l-am votat pentru că, na, e prietenul meu. Eu mereu îl votez, l-aș vota pe Rugby. Păi suntem, de asta te votez, mă. Nu și prietenii că se tachinează. True, actually smart. Aici o să fie direct testul de cine e. Gen ce task-uri ați făcut fiecare. Bună, Lidia. Ce faceți, domnișoară, în această seară de luni 4? E tot așa de slow, dude, e atât de încet. Am auzit un zvon. Nici pe mut. A intrat stresul, boys, e clar treaba. Se lasă cu urlete, deci Madeline Sami acolo. Direct. Cea, dacă n-apucăm să jucăm COD, poate să jucăm măcar mișto. Da butonul de această dată. De ce? Îmi pare rău că v-am scos din task-uri. Știu că nu este o chestie foarte de treabă să dau butonul, dar eu vreau să iau două persoane la rând așa și vreau să încep cu... Yes. Oh my God. Vreau să încep cu Dani Den. Da, și eu vreau să întreb pe Dani că e dubios. De ce sunt dubios? Dani Den, aș dori să-mi spui, te rog frumos, questurile pe care le-ai făcut după ce ai ieșit. Dani, vreau să te întreb o chestie. De ce te cheamă Den la final după Dani? Ca să-mi explici. Vine de la bizuină, nebunie, așa, știi, cu skepsis, așa. Hai să continui cu task-urile. Primul task și al doilea, spune Dani, atâta. Păi asta, în primul rând a fost în office acolo la grămadă, am întors frumos acolo cardul, am apusat click, l-am pus acolo. Eu vreau să-l întreb o singură chestie. Ce ai făcut în laboratorii?
Nu, hai să vă zic o chestie. El a zis mai înainte că a făcut chestia aia cu buletinul. El s-a băgat doar la cardul din stânga și la al doilea nu s-a pus, doar pentru că gen asta era chestia pe care voiam să-l întreb. Deci era swipe cardul și aveam și ăla din dreapta, dar el s-a băgat doar ăla din stânga și pe ăla din dreapta nu l-a făcut. Hai, dar practic el a zis că pe ăla din dreapta și gen înțelege la s-a dus ăla din stânga. Kind of. Dani cu ping, deci eu ieșeam din laborator, Dani cu ping mergeau așa de mână frumos unul lângă altul. Nu au făcut ce mai de mână. Bă, votați-l pe Dani, e ciudat rău de tot. Stai un pic, în primul rând, Rodby mă acuză de două runde. Ești ciudat, taci din gură de ciudat. N-am apucat să spun ce task am făcut. Am fost în fucking laborator și am aliniat telescopul. Asta a fost tot. Și atât? Atât ce am făcut, că după mă întorceam. Vrei să spui că n-ai avut scan-ul? Eu aveam skin-ul și tu nu-l ai? Ce? Ce? Toată lumea are un două comun task. Asta e task comun, ambele sunt, adică n-ai cum să... Toată lumea are skin-ul? Nu mă, nu, Cardan. Mi se pare foarte pishy că Rodby a dat vina pe mine deja două runde, adică legit. Deci până la urmă pe cine votăm? Spuneți și... Bă, Dani, votați-l pe Dani. Ce mă, Rodby? Oricum, nu vreau să fiu prea tryhard, dar sigur asta e... Pai, pași obolane, ne mai vedem. Dați-l pe Rodby afară doar ca să tac. Da. For real. Jesus Christ. Hai, ardeți în stânga, băieții mei, sau Sami. Sami, se pare nervant? Nu mi se pare nervant, dude. Sunteți voi prea sensibil, ce, mă jur. Vă uiți și pe YouTube în comentarii, mă jur. Uite, voi sunteți așa de sensibili când vine vorba de jocul ăsta. Dacă unul are o voce ceva mai tare sau e o leacă mai proeminent în ceea ce zice, oi, cât de enervant e ăla, man, nu pot să mă joc, nu pot să mă uit, dați-l afară, nu vă mai jucați cu ăla, baby rage, ue. Nu-mi place de ăla, man. Nu mai fiți fulgi de nea și doar nu vă uitați. LOL. Easy. E simplu. Esteți voi prea sensibili. Wait, who this? Avem băiatul, so what the fuck aici și... Ce nervante Bob ăsta a zis de... Dați-l pe Bobiță afară. E transpiratus maximus. Who this? Madeline, Rodby la camera. Am învățat Madeline camerele, boys. Mamă, am un specimen, ce e aia din specimen? Oh, stone artefact. Doamne, am crezut că e task-ul cu Simon Says, că vomitam pe mine dacă era ăla. Mă jur. Literalmente e oribil task-ul ăla. A murit cineva pe aici? Alo? Oameni decedați? Alo? Wait, what the fuck, m-a ajuns Madeline așa repede aici. Any dead person, give us a sign. Da, că ne dă un sign dacă e. Give us a sign. Nu e aici chat, așa și-s crucifixul. Cred că-i demon. Any cadavre here? Oh-oh, Madeline o să-mi facă sandwich pe față, fii atent. Salcă fâs, bă, s-a reparat repede. Eram sigur! Șarpele l-am prins. Fiecare unde sunteți? Hai de viața mea. Eu de la partea, da, și la fel, gen să la partea cu camerele. Da, cum s-a făcut chestia. Eu sunt la rachetă. Salut, AGG. Unde s-a făcut? Că mă uitam eu pe aia de la admin și era un... M-am uitat pe Vitas și acum am văzut că Bob a murit. Dacă mă lăsai să văd, puteam să zic că Pink a fost ultima oară pe la un după aici. Deci, o chestie... Nu, vreau să păstrez pentru mai târziu, ziceți, continuați. Nu știu, singurul care îl suspectez așa un pic este Pink, pentru că se plimba super random, a făcut asta sau întrebarea. L-am văzut pe Pink la weapons, acum nu știu dacă a avut norocul să fie și task-ul lung și fix când să crească bara aia. Nu știi că se vede că gen trag glaserele la weapons? Deci fii atent. O chestie care... Mie nu-mi place Rodby, dați-l afară, smiley face. Ce v-ați acuzat până în momentul ăsta? E următoarea chestie. A dat what the fuck butonul. Again. A venit așa. Deci fii atent. A întrebat unde e toată lumea. A zis așa. Am zis eu, Rodby și Pink. Da. Și Madeline a zis nimic. Madeline să nu vorbești. What the fuck? Am zis la rachetă sunt. Bă. Ce? Dacă voi vorbiți, vă las să vorbiți. Dar eu am zis că la rachetă din prima, de când ai zis voi unde sunteți. Cine a înjurat, dău? Cine a înjurat, dău?
Avem cu noi, Sebi avea să nu știu cu noi, Sebi. Cine-i Sebi? N-am și mai că idee, dar al cui e ăsta? Zici tu alea gen invite-urile. Da, ok, hai să continuăm discuția. Ok, așa, puteți să intrați în continuare. Nu știu cine-i Sebi, okay, l-am banat. Deci am zis că... Bă, deci, chiar dacă Pink acolo a avut chestia, nu știu, bă, că s-a făcut, adică să fi făcut prima dată a fost tablă, să fi făcut mădălin. Bă, dacă eram eu... Știi că ai chestia, eu m-am uitat pe camere, tot timpul, s-o adăfac... Da, cineva leak la server. Ce-i ciudat, că Mădălin Turazda n-a mai stat pe camere, gen... Mădălin n-a mai stat pe camere, că l-am văzut pe rând. Mergem pe Mădălin sau dăm skip? Eu am dat skip, eu n-am evidență, nici pentru Mădălin, nici pentru Pink, gen, nu știu. Deci până pe cine mătăm? Uite, cine a dat leak la cam, la server? Păi eu am terminat quest-urile, faceți-le și voi. Ok. La quest-urile. Pe bune. L-am văzut la camere, l-am lăsat acolo, că mi-a fost frică să nu-mi dea kill-ul. Bă, da, Pink tot timpul dă speedrun, nu dă-o da cu Pink pe quest-uri, gen. Nu, eu le termin și apoi mor, că mă bat alții. Sau mă votează lumea. Auziți, mă? Da, te auzim. Sami, vezi că plec și eu 5 minute să dau și eu drumul la ăsta. Te pup, te așteptăm. Nu te înlocuim. Așa, te pup. S-a dus. Also, nu știu cine a dat leak la server, că trebuie să banez pe cineva. Nu ești pe mult. Știu, ți-am zis, doar v-am să zic chiar. No, Dark e un prieten de-al lui Sami chat. Da, nici eu nu suport pe gagiul ăsta care are webcam un pus fix în mijlocul ecranului. Uite-te-o leacă la el, frate. De ce și-ar pune webcam în mijlocul ecranului, dude? Like, what the fuck? Ce fel de degenerate trebuie să fii în stilul ăsta de a spune în pana mea webcam-ul așa? Adică, pe bune. Imaginează să faci chestia asta. Uite, eu mai aveam task-uri. Înțeleg ce Mădălin nu se duce slobare pe rugby, lol. Adică ratat ăsta de mijlocul ecranului. Holy shit, dude. Da, el are singur ultimul task și mai probabil Mădălin e așa de confusion în momentul de față. Mădălin trebuie să facă o schemă foarte deșteaptă, în sensul că trebuie să dea lumină. Două vagoane. Și a zis, Coco, cine e Bob? Cine e Bob? Nu știu, Coco. Mersi frumos, man, de bacșiș. Nu știu cine e Bob, I don't know. Harold e mare task, după că ești Bobby și Dark. Uite, a făcut Mădălin kill. He actually did it, the madman. Ah, nu, l-a lăsat singur acolo. Trage Timo de... Nu fă palma. Oh my god. Bine. Putea să, nu. True, actually. Nu, n-aveți să fac acolo. Ideea e că în lobby-urile de genul ăsta, când oamenii la final sunt foarte stacked și nu votează des, trebuie să-i omori. Literalmente. Trebuie să fii ca și killer, trebuie să dai kill-uri cât de mult posibil. Pentru că dacă ajung oamenii să-și facă task-urile, e fucking o aiurea, dude. E persoana nota 10, nu cunosc atunci. Da, deci chiar nu cunosc cine Bob ăsta, nu cred. Da. Bravo, da, cine era, cine era? Că era Rodviu? Era Mădălin era. Crumit. Crumit e time. Noi jucăm bine strat chat, adică față de alți YouTubers de ăștia care ne mai jucăm noi, el o dă gravă, adică știe, ține minte exact pe lângă cine trece. Sincer, m-aș voi juca cu el așa. Actually, TBH. Combs sabotage, what the fuck is the combs? Bine, ce drept Combs e un sabotaj destul de șmecher pentru când o joci pe aia gen alea super transpirate și vrei să ascunzi faptul că faci fake task. Ce care joc acum așa fac și live? Unii dintre ei da, adică Sami face live pe YouTube, Pink face live pe YouTube,
Și cam atât, presupun, nu mai știu cine mai e live, Sammy Pink. Încă altceva nu cred că mai e care să, să facă acum Dani stresul. Adică nu știu ce să zic, știi? Asta e toată, toată schema asta pe care vreau eu să o adresez. Mădălin face live, cred că Mădălin face live pe Troll War something. Oricum, îmi pare leacă rău de, de felul cum sunt eu așa, că mai, mai scap câte o vorbă de aia puțin mai nașpa poate și poate mi se nu le stric gen family friendly-ul de pe stream-uri and stuff. Sami l-a omorât în fața mea. Nu, nu, nu mă interesează ce mi-l-a omorât. What? Nu vă suport, făceam aia cu culorile, eram la ultima de aia și acum mai o să omor. Mai tragi mă, Rodby, mă, cunoaști mă puțin. Acolo. Nu toți ne plângem că... Ești tu cum ai zis, dar că l-am omorât în fața lui? Da, ai venit în fața mea și l-am omorât. Băi, Dark, frate, Dark, gen, veneam din, de sus de la Electric, m-am dus jos în O2 și era Dark, făcea mișcări super ciudate și efectiv a dat report, eu nici n-am văzut corpul, gen. Da, e... hai să vă mai zic eu ceva, Dark a fost cu mine în laboratorii, putea să mă omoare și n-a făcut-o, nu zic că nu putea să facă. Bă, mamă, să moară, băi, ești, bă, Rodby, Rodby, Sami, optică, de pe așa mi s-a întâmplat și mie. Ok, facem un fel următor. Sami, să știți. Așa, da, zic. Oh. E 7, nu votăm și trecem mai departe, dar da, da, nu e, nu funcționează așa, deci dacă el mă aruguza pe mine. Cum de obicei nu vrei să votezi ușor, cu 7. Sami, Sami ușor, vena aia suflă prea tare și nu e de la sală, calmează-te. Ce să mai dăm skip, cum ai făcut și tu mie, că am văzut pe camere. Ok, ok, ok. Am văzut pe camere, dar okay. El m-a acuzat pe mine și zice că l-am urât în fața lui. Hai, hai să testăm în felul următor, dacă Dark... e impostor, ar trebui să știe exact care... Deci nu, dacă Dark e impostor, ar trebui să știe clar care e plotul la Star Wars. Te rog, spune-ne. Eu am dat skip oricum, e Dark. Deci oricum, deci vă rog eu frumos, fiți atenți. Dark e de la început. A dat vina pe mine nici măcar gen... Yes. What the f... Și te-ai oprit din ce ai zis. No, ok, și dar l-a votat pe a dat vina pe mine gen... Vedeți, eu am dat și skip. N-am cum să-l votez, n-am cum să-l votez. Ok, unul râde mai tare decât celălalt, țineți cont de asta. Hai de capul meu. Jesus, dude. Plus că nu cred că e Sami, că Sami n-ar da cu, cu comms-urile. Adică what the fuck, de ce da comms? Băi, cineva stă foarte mult, Bob stă foarte mult acolo. Tu te dai spore din Staros. Dude, e un test simplu. Orice impostor trebuie să știe plotul din Staros. Adică cine e cel mai mare impostor din Staros? Fucking Anakin Skywalker. Come on, dudes. Să fim serioși. He's acting kinda sus. Bine, poate că sunt niște glume puțin prea... prea de altă nație ca să meargă cu băieții mei aici, zic eu. Bă, aproape terminat task-urile. So, hai să hop in și să vedem. Get him out. Ți-ai luat spoiler. Dude, dacă ți-ai spoiler la o serie de filme vechi de peste 20 de ani, eu zic că deja ai probleme, dude. Dark, ești cu mine. Fă-mi felul, Dark. Ucide-mă. Ucide-mă cu sânge roz. Fă-mă să spoiesc pe toți, toți pereții. Du-te, Dark. Du-te, du-te. Hai zi. Nu fac nimica. Am terminat. Deja. Dar s-a dus în specimene, eu m-am întâlnat task-urile. Uieeeet. Dați-l afară! Ok, dacă este Rodby mort, este Dark, pentru că m-am uitat pe cameră, s-a dus pe yes, yes it is, yes it is. My friend o Dark s-a dus în specimen, acum da. Încerc, avea cool, da. Dar nu putea să mă omoare și am găsit cadavru, era leșinat acolo, de ce ele? Da, 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 s-a dus după Rodby în partea afară! De unde e viața mea, Eram acolo, făceam scan. Eu transpirat, scuze. E imposibil așa ceva, iar mă dă mirea pe camere. E mătălirea pe camere, mă, nu știu de unde a apărut. Eram acolo! Nu te-am văzut! Mergi la cameră la dreapta. Ai, am terminat. Nice. Ok, deci următorul este... dacă e Mădălin aici și l-a dat în gât grav, e băiatul mă Pinculescu. Opa. Uai, câți mai sunt? Mai sunt destui. Uai, nu e Pink, bă, ți-ar putea să mai fie altceva. Ce nu vorbește? Who is alive? Când ai 10 ori pe conexiunea de home la Discord stânga asta, știu mă schema aia. Shut the fuck up, nu e chestie nouă. Ok, let's see. Deci stai, mai e cineva, deci Pink e în viață. Cine-i purple, galben? Nu spui tu, Pink e ca draca, nu spui tu!
Critica nenorocită! Uită-te în oglindă! Fimear scârbă. Băi, nimeni nu duce la lumină. Monca giga, bro. Pink e aici cu mine. Ok, deci eu cu Pink se zice că am fi safe. Nu e safe. Șobolanul. Teo, please. Știu, mă. Șobolanule. Dați-mă repede. Eram sigur că n-a zis nimica niciodată. Deci e clar. Da, este Pink. Yes! What? Pentru că efectiv a venit de sus, de la electricitate, eu treceam pe electricitate, a venit spre mine, mă urmărea jos la O2 și din partea aceea era doar singurul Ping, deci Teo... Mă, Dălin! Știi ce ai de făcut? Mă, Dălin! Ah, ok. A fost timingul foarte slab. Da, Ping, de ce nu ai jucat? Bine, mă! N-am avut unde să mă duc, ori să ies afară, ori să merg în jos. Hai, stai că merg în jos. Eu loc să mai am încredere în mine. N-am avut ce să fac. Da, dai vent! Primul tău meci câștigat, nu? De ce ai dat vent? Pare rău, Ping. Pare rău, Ping. L-am omorât acolo, dar nu mi-am dat seama că era. Trebuie să dai vent și scăpai de acolo.